Am apucat să zic hello, goodbye, s-a dus. Ciochi mic ceva. Extraordinar. Ne-am zis cu ciochi mic. Nu-i mare spre deloc. Ce gumacul i-a trebuit și la asta. Stai liniștit. Încă e pe ea. A venit spre mine după aia. Nu-i mic. Nu e mic. Dă din cap. Și din cap și din coadă dă. Încă unul frumos. Încă unul. Cu toate, Andrei. Așa-s cu toate. Zăpăcit. Un șalău frumușel. Așa e când dori puțin. E, tati, gata. Văzut? Guma care nu ți-a plăcut-o. Unghiul. Unghiul și guma. Și guma. Tot, Pictore, n-am unde să te pun să nu te vezi în barca asta. Dacă tu ai drumul la mare. E, mi-ar fi plăcut să pescuiești și tu. Ce om mai sătul de pescuit eu n-am văzut în viața mea. Nu mă, mănâncă pe cădere, dar mă fermă doar. 6 ore pe zi, 6 ore pe zi. Nu numai de la pești, am văzut și la plasat, spre cotul. În seara am văzut rău, ca la altieri, cu mâna, dacă nu pot să spun. Iar o luat-o în gură, a scuipat-o. Azi că schimb gumița imediat. În ce direcție zice că o să bată vântul? Tot așa va bate în mână. Da? Atacă mai tare. Un pic mai tare, da. N-are nimic. Dat, știi? Ca și pescuit toată. Da. Atacă poate la prânz trebuie să mai încarc bateria, dar în rest. Da. Extraordinar! Ce ciocan a dat asta. Gramaj mai mic. Uai, ce ciocană a dat asta. No. Asta o dat așa cum mi-aduc aminte că trebuie să dea un șalău. Asta e unul mai frumușel deja. Șalăuț, mai șalău. Hipnogrupul ăsta văd că nu mă dezamăgește. Nici în anul timpul ăsta care începe să devină rece. Să rog pe domnul ghid să fac o poză. Ăsta a fost ciocan, tati. Ciocanel. Țucu-ți o gurița ta de șalăuț. Țucu-ți o gurița ta. Hai, pleacă și acasă. Să ne mai întâlnim și altă dată. Văd că schimbarea de gramaj a fost de bun augur. Și vibrația nălucii. Mai dăm 2-3 mâini să vedem dacă rămâne la fel de bun augur. Eu sunt aici, ăsta e botul bărci. Asta e structura care e chiar lângă parcă. Și încerc să dau în zona aceasta. În principiu cam pe aici așa am avut toate prezentările. Chiar în depresiunea asta, unde se vede aici ca o umbră. Se văd și niște liniuțe finuțe care se schimbă de la fiecare trecere a 360-lui, ceea ce îmi sugerează că ăștia sunt pești aici. Adică când trece a doua oară, liniuțele sunt locuri diferite, umbrele sunt locuri diferite, ținând că sunt pești. O să-i dau și o rază mai mare un picuț. Acum se vede și mai bine. Unde dau? Deci cam pe aici așa, cu acea apă foarte adâncă. Și eu vin cam pe aici așa cu jigul și după aia o târăs frumos prin zona aceasta. Aici e zona unde am prezentările. Hai că nu mai am răbdare, trebuie să prind și ceva pești. Dar iară trebuie să schimb nălucaș. Pentru că ceva nu îi place. Nici nu-mi dau seama, e mare, e mic. Irregular. Așa, cât de cât. Trapaza.
Unul frumos, nu vrea să se îmbuibe cu guma asta. Sunt traiecte pe unde sunt mai mulți. Trecut la categoria grea. Tot schimb. Gume, culori, vibrații. Gramaje. Mă spă 44 de grame versus 16 grame cu cât am dat cel mai puțin până acum. Am trecut cu brio pe asta agățătură. Cum ar fi momentul să dea ceva? Cam acum. Unul lângă altul. Ăsta o dat. Ăsta o dat ciocan. Dar nu pare prea mare. Am mai făcut o poză și cu... Cum? Și cu obositul ăsta, că din ăștia de piatră așa frumos mai rar prind. E incredibil, frate. Parcă-s mai des. Da, mă. Bă, măcar nu mă enervez singur acum. Ting, ting, ting. Mai SOS-uri îți dă. Deci nici nu pot să înțep, să-mi bag piciorul așa, dă că nu pot să înțep, efectiv. Uite-te. Și ăsta nu cred că e așa mic. Și ăsta mi l-ai sabotat. Unul după altul, nu reușim să-i prindem. Deci, atacă și vine direct înspre noi. Deci nimic nu poți să-i faci. Uite, gume ai franjuri deja. Gume mici, gume mari, nu contează, la fel dă pe toate gumele. La asta ar putea să am o rețetă. Nici Mircea nu mai putut să stea jos. Ci că e frig. Salut, prieteni! Andrei Sava aici, bine v-am regăsit la un nou episod. Am fost și ieri pe apă, după cum ați văzut în câteva secvențe anterioare. Am fost cu Mircea, noi îi spunem Victorul, acesta este corect la lui. Dar ieri n-a vrut să pescuiască, a pescuit toată săptămâna și a pescuit foarte mult la șalău. Așa că ieri a avut chef doar să stea în barcă. Mi-a arătat niște locuri din zona aceasta unde ne aflăm acum, pe clisura Dunării. Și astăzi mă voi duce să caut șalăi. Ieri am găsit șalăi foarte mulți pe câteva locuri, doar că nu am reușit să-i conving să mănânce, că aveam atac la fiecare lanseu pe anumite direcții, aveam 2-3, chiar și 2-3 atacuri, dar nu am reușit să-i convingem decât pe câțiva, n-am prins șalăi mari. Și a făcut pescuitul destul de dificil. Astăzi va fi o zi cu vânt, după cum vedeți sunt mult mai bine îmbrăcat, probabil că o să-mi iau și geaca pe mine, voi fi singur în barcă și voi face de cap. Haideți să vedem ce se va întâmpla și astăzi, dacă voi reuși să conving șalăii pretențioși de ieri, într-un fel sau altul, și fire întinse!
Nu uitați să puneți întotdeauna siguranța, indiferent că purtați vestă sau nu purtați vestă, chiar nu are nicio importanță, siguranța s-o aveți întotdeauna pus. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, partea nu se oprește, decât dacă aveți siguranța pus. This day is gonna be the greatest memory, making history. Let's go. You don't need no luck with that golden touch. Time to light it up. Let's go. Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. După cum vedeți, am luat tot echipamentul pe mine. Nu știu cât voi rezista pe locul acesta, dar nu cred că foarte mult. Valurile sunt foarte mari. Dau câteva mâini, dacă am prezentări, mai stau cât simt eu că e în siguranță. Dacă nu, mă duc pe locuri mai liniștite. Băieții sunt tot aici, că am avut deja primul atac. Am avut atac pe capăt de lanseu. Poate nimeresc până la urmă direcția pe care sunt peștii. Măcar vreo 2-3 să prind. Toate că, virgulă, condițiile sunt departe de a fi ideale. Na, asta să fie oare. Șmecheria. Primul strapazan, dar la condițiile astea vitrege, nu știu dacă o să rămân prea mult aici. De fapt, e șalus de piatră. Am început să o jiguiesc mai puternic. S-ar putea să fie o soluție. Să vedem, că am avut 3 atacuri unul după altul, ceea ce n-am avut până acum. Poate am descoperit ceva. Oricum, foarte mult nu pot să stau aici. E prea... Nici nu o să mă țină bateriile așa de mult. Tot al doilea, al treilea lanseu am atac. Cert e că la drop shot am avut prezentare la fiecare lanseu. Semn că sunt ceva mai sus șalăi decât... adică nu stau lipiți de substrat. Uite, tot am... prezentări. Tot nu reușesc să prind. Mai schimb năluci. Poate găsesc până la urmă ceva ce să le stârnească interesul. Dar ideea e că am avut prezentări la fiecare mână deja. Ceea ce nu pot să spun despre celelalte năluci. Pus un grub, un hipnogrub, mai exact. Atenție, cu echipamentul de casting și drop shot-ul ăsta nu e chiar nu e chiar cea mai ușoară chestie de făcut. Dar o dibuim și pe asta. Trebuie lansat mai cursiv un picuț. Cam așa ceva. Nu mai stau mult oricum. Tot asta zic deja de 10 minute, dar chiar că nu o să mai stau mult. Am uitat să vă spun că pescuiesc pe o zonă cu un prag destul de abrupt, adică e o zonă care înspre mal are un prag, are o întindere cu niște structuri și după aia l-ar cade în 12 metri. Deci cade odată din 2 în 7-8 metri.
din 2 în 6, 8 metri, după care merge o zonă de întinsură, dar chiar aici ai și cu puține structuri, uite, iar am avut prezentare, adică are niște movile din astea subacvatice pe zona asta, adică nu-i neted, după care cade iarăși în, mai înspre larg, în 10-14 metri, în funcție de zona în care ești. Eu, practic, sunt între cele două praguri. Șalăii sunt cei mai activi din ce am văzut, pe adâncime între 5 și 7 metri. Sunt cei mai activi. Sunt prezenți pe adâncimile astea, că vedeți că nu reușesc să prind. Am destul de multe prezentări. Deci am, de când am pus montura asta dropshot, am prezentare la absolut fiecare lanseu. Prezentare însemnând tâc, 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 dar nu o ia în gură. Deci semn că peștii sunt aici, dar n-am găsit încă ceva cu ce să îi conving. Mai lucrăm la aspectul ăsta. Poate nu voi reuși să-i conving cu nimica până la urmă, sau nu găsesc eu printre ale mele cu ce să-i conving. Dar din ce am mai văzut și cu alți prieteni care sunt pe aici prin zonă, cam aceleași probleme le-au avut și ei. Adică când au găsit șalăi, au fost foarte, foarte mofturoși, schimbau foarte multe gume, până la urmă găseau câte una la care prindeau 1-2 șalăi, după care iară trebuia să schimbe guma. Asta probabil că voi face și eu imediat, voi schimba guma din nou. Cert este că la dropshot mi se pare că am avut mai multe prezentări decât la jig, care acționează pe fund. Dropshot-ul l-am reglat în așa fel încât să activeze undeva la 30 de centimetri deasupra substratului. Se pare că sunt mai sus puțin șalăii. Cu toate că am mai multe prezentări, tot nu reușesc să prind, pește. Din păcate pentru mine. Uite, iar am avut. Extraordinar. Nici măcar nu dă în ea, numai vine și o împinge. Este! În sfârșit. Poate asta e rețeta. Nu-mi dau seama încă. Tomic. Ăsta a luat-o în sfârșit ca lumea. L-am și eliberat. Am pus pe un gramaj mult mai ușor și am lăsat și o ancoriță pe gumă. Speranța că reușesc să capturez ceva. Se pare că la primul lanseu am avut deja primul atac. A fost primul atac pe ziua de astăzi care s-a simțit ca un atac de șalău. Și mai încerc să văd, poate le place căderea asta mai înceată, o ridic mai amplu și o las să cadă mai plonjat. Poate n-am găsit culoarea până acum nici, nu pot să-mi dau seama încă, dar un lucru e cert, pe dropshot am avut la fiecare lanseu prezentare. La jig nu prea. No. Să vedem dacă reușesc să mai capturez ceva. Oricum mult nu mai stau. Deja zic asta de o oră și ceva, dacă nu mai mult. Dar chiar că nu o să mai stau, că se îngroașă gluma. Este în ciocan. Bă! S-ar putea să se schimbe lucrurile un picuț. Nu sunt mari, dar în sfârșit încep să prind niște șalăi. Culmea, până acum e prima nălucă pe care dă, efectiv îi dă. Hipnogrub. Am mai avut pățanii când numai cu năluca asta am reușit să prind. Un verde fluo. Strapazan de Dunăre. Sunt și șalăi mari aici. Se văd umbre de pești mai mari pe sonar. Dar până acum n-am reușit să-i motivez. Să vedem, poate am găsit o rețetă până la urmă, că 2 șalăi în 4 lanseuri se cam întrevede un pattern, pot să spun. E mai greu pescuitul cu gramaje mici pe condițiile astea meteo, dar câteodată este ceea ce trebuie să faci ca să prinzi câțiva șalăi. Sper să prind și unul mai mare. Ieri am avut unul la care am rupt din înțepătură, care s-a simțit a fi un șalău greu. Mai dăm un picuț. Tot zic că plec, dar se pare că strapazanii ăștia mă țin pe loc. A
al treilea pește. Hopa! Imediat lanseul următor. Tot nu-i mare, dar avem un pattern. Opa, uite, ăsta s-a agățat în ancoriță. Tot nu-i mare, adică dacă îl țin în vânt, îl cam ia vântul. Dar avem un pattern. Shallow de Dunăre. Hipnogrub verde, gramaj micuț, pe vânt puternic. Se pare că nu degeaba m-au ținut în loc șalăi ăștia. Oricum, în 5 sau 6 lanseuri am prins 3 pești. Schimbat o nălucă. Am mai dat cu hipnogrup pe alte gramaje astăzi și alte culori. Mi s-a părut că am avut mai multe prezentări pe hipnogrup decât pe alte năluci. Inclusiv dacă dădeam cu cele mai mici. Acesta e hipnogrupul de 10 cm. Ăsta mi-l place cel mai mult să pescuiesc la șalău. E mai corpulent și dacă îl echipez cu cârlige mai plumbi mai ușori, place că cade exact cum trebuie. Plus că și acțiunea cozii ajută destul de mult. Este extraordinar. Deci următorul lanseu încă un șalău, deci Tonul e mare, dar pattern-ul, uite că l-a luat în gură. Deci nu ancorița s-a agățat puțin și ancorița, deci a luat-o efectiv în gură. Și acum să vină și taică-tu sau maică-ta. Extraordinar, tati. Deci am un 18 grame. Hipnogrup verde, se pare că așa face șalău când îl vede. Și ieri am prins pe grubul ăsta, pe același gramaj, dar n-am reușit să prind decât un șalău, după care n-am mai prins. Cred că e singura nălucă cu care am prins mai mult de 2 șalăi de ieri. Uite, iar am avut. Fufu! Ai și unul mai mare, tati. Se pare că voi sta aici cât mă vor ține bateriile. Nu cred că mă vor ține toată ziua. Dar nu-i ba, ies la mal, pun la încărcat, ies și mâine o zi. Poate reușesc să capturez o piesă până atunci. Oricum, e bine că am găsit ceva de care să se lege șalăi. Până acum am avut sute de atacuri, deci fără să exagerez, cam câte lanseuri am avut, cel puțin atâtea atacuri, dacă nu de 2-3 ori mai mult. Dar vânt oricum e... Mă termină vântul ăsta. Nici firul nu-l văd, așa lucește soarele pe apă. Asta-i, tati. Deci clar am găsit ceva ce le place în sfârșit. Nu de alta, dar-i dă ciocane, frate. Dă niște ciocane. După mine mă sperie. Mamă, nu-s mari. Dar până la urmă cred că voi lua și unul mai mare. După cum vedeți, ancorița e de decor momentan. Deci am găsit în sfârșit ceva după ce am schimbat 10 de năluci în 2 zile. Pișpirelu, mititelu. Super, super, super. Super senzație când găsești ceva cu care să prinzi după ce ai avut 100 de atacuri până la ora asta. Bă, incredibil ce se schimbă, ce se schimbă o partidă, ce se poate schimba o partidă de la o decizie rapidă. Uite, ăsta e șalou de piatră. Zici că e biban. Asta s-a agățat în ancoriță, într-adevăr.
Știți că e bibănel șalăuțul ăsta de piatră. Uite, uite ce frumos. Ai, tati, ce se schimbă. Hai că poate dăm și de o mărfuță mai. Acum, ca și echipament, folosesc un fishing art, o lansetă de care m-am îndrăgostit la ultima ieșire în Delta. Este un 7.6, un 2.28 ca și lungime, un fishing art îi zice SKXF, scuzați, 7.6.2.2, la care am scurtat foarte puțin din vârf, în așa fel încât să o pot folosi de la 5 grame până la 70 de grame. Cred că e cea mai versatilă lansetă pe care o am. Este obositoare dacă prins foarte mult pești într-o zi din cauza că e mai rigidă, dar din cauza asta pot să pescuiesc o gamă foarte variată de gramaje cu ea, ceea ce mă ajută foarte mult dacă, de exemplu, n-aș vrea să iau mult mai multe lansete într-o zi cu mine și am nevoie doar de o lansetă să ies la pescuit pe Dunăre sau pe Mureș sau pe oriunde m-aș mai duce. Pescuitul de astăzi este foarte dificil. Nu dau cu cel mai subțire fir, dau cu un 0.19. Place și cum plonjează din cauza asta Năluca. Iar ca și mulinet am un Metanium, modelul nou, modelul 2020. Un Metanium High Gear. Care văd că își face treaba cu brio. Acum așteptăm mama sau bunica șaleilor pe care i-am prins până acum. Bineînțeles, atât timp cât ne va ține bateria, pentru că nu cred că ne va ține foarte mult, cauza că vântul bate exact pe direcția curentului și am o baterie de 50 de amperi, nu de 100 de amperi. Am un Sufix Matrix Pro, uite, iar am avut atac, un Sufix Matrix Pro de 0.19. Am avut ieri aici niște șalei mai îmbrăcați pe 0.15 și au dat mai agresiv, iar pe înțepătură am mai rupt firul din cauza aceasta, așa că prefer să dau cu 0.19 astăzi, chiar dacă îmi face ziua un picuț mai dificilă pe condițiile acestea cu vânt, dar parcă dacă îmi intră ceva mai de Doamne ajută, parcă îmi doresc să-l scot, îmi doresc cu ardoare să-l scot. Cam tot șalăii dau exact pe prag, pe partea de sus a pragului, de la 12 la 6 metri, deci chiar pe buza de sus a pragului. Când ajunge și urcă pe prag, pe partea de sus a pragului, acolo îmi dau astăzi șalăii. Am încercat și pe apă mai mică, voi mai da câteva mâini și aleatoriu, dar este clar că am găsit în sfârșit un pattern, un pattern însemnând o nălucă, un gramaj, pe care să fie dispuși să-l ciufulească un picuț. Este ora 10 dimineața. Sunt curios câte ore va mai rezista bateria în condițiile acestea și cât de ușor sau de greu îmi va fi să mă întorc. Un strapazan. Ori am vrut să zic că pare mai mare, dar nu este. Poate reușesc să dau și de aia mai măricei până la urmă. Un lucru foarte important pe vremea asta este să aveți echipament ca lumea, dacă nu vreți să aveți probleme. Și anume bibși care să vină cel puțin până aici. În cazul meu am niște bibși de Gore-Tex, caz că plouă să mă țină și la ploaie. Gore-Tex-ul nu m-a dezamăgit niciodată. Mai multe straturi de haine și, bineînțeles, o geacă, tot așa, o foiță din asta de Gore-Tex. De alta, dar altfel poți să răcești la spate, îți uzezi încheieturile în timp și poți să apară tot felul de alte probleme dacă nu te protejezi. Din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai importante lucruri în ceea ce privește pescuitul pe condiții meteo, așa cum se văd cele de față. Norocul meu este că nu plouă, că dacă și ploua, nu cred că rezistam să mai stau așa de mult pe aici. Dar așa e suportabil, pot să spun că este suportabil. L-am avut. E destul de dificil pescuitul ăsta cu gramaje, astea care cad fâlfuit,
pe vânt, dar vorba aia, CSF, ne-CSF. Adică ce să-i faci, n-ai ce să-i faci. Poate că ar fi bine să menționez că sunt ancorat cu motorul electric, un Minn Kota cu iPilot. Spun asta pentru că nu cred că m-aș fi putut ancora să pescuiesc în locul acesta prea bine cu ancoră normală. Mi-ar fi fost aproape imposibil și mi-ar fi fost și mai spre imposibil să mă poziționez așa cum îmi doresc. De exemplu, am observat că șalei mâncă puțin mai în exterior pe prag, dar mi este foarte greu să dau lanseuri în lateral din cauza vântului. Așa că voi muta motorul 1-2 metri puțin mai spre larg cu ajutorul telecomenzii. Deci, practic, eu îl las momentan ancorat, doar cu ajutorul telecomenzii din săgeți îl mut mai în larg. Am dat două clicuri. Încerc să mă poziționez în așa fel încât să prind cât mai mult din traiectul pe care dau șalei, pentru că dau exact pe prag. N-am prea avut prezentări cum am avut ieri și mai pe întindere sau pe platou ăsta dintre praguri, deci cam toate prezentările am avut în exteriorul pragului de la apa adâncă. Așa că fac tot posibil să mă poziționez, să am cât mai multe lanseuri cu traiect pe aproape tot pragul, dacă se poate. Este greu pe vântul acesta, dar nu e imposibil. Și mi s-a terminat bateria pe ziua de astăzi. Mă duc să o încarc și poate ies mai după masă un picuț. Pare rău că mi se termină așa brusc partida, dar n-am ce să-i fac. Trebuie să ies, din păcate. Am ieșit la mal, am reușit să termin bateria. Un reversel de 50 de amperi care până acum n-am avut probleme să nu mă țin o zi întreagă. Dar a mers doar pe 7, 8, 9 ca viteză. Așa că 3-4 ore am reușit să o epuizez. Mă întorc la mal, stau 2-3 ore, carc bateria, după care cred că mai ies o dată. Mai bine beau o cafeluță, mă mai relaxez, acum am găsit și cu ce să-i prind. Asta a fost partea cea mai dificilă. Who's on the card? On my own accord, we'll be